să le spunem din nou bună ziua celor care ne vor viziona acest filmuleț. Să spunem că de data asta ne aflăm într-un tur la Oltenița. Cumva ne legăm de unul dintre materialele anterioare pe care l-am filmat, cel legat de gările Bucureștiului. Dacă în materialul ăla povesteam despre gara Obor, despre calea ferată de la București Obor la Oltenița, iată-ne că astăzi am ajuns practic la finalul acelei linii, la punctul de sfârșit al acelei căi ferate în gara Oltenița. Gara Oltenița, care apare ca idee în 1906. În 1906, când s-a pus practic prima idee de a se construi o cale ferată între București și Oltenița, o linie dorită foarte mult de localnicii din micul orășel Oltenița și de proprietarii de terenuri agricole din localitățile traversate de calea ferată din satele dintre București și Oltenița. O linie foarte importantă pentru traficul de călători și pentru traficul de mărfuri, în special pentru traficul de cereale. O linie care a apărut în 1909, când s-a inaugurat practic primul tronson al ei de la București la Budești, în decembrie 1909. Chiar există în presa vremii articolele și a fost un eveniment întreg ziua de 6 decembrie 1909, când s-a descris primul tronson al liniei, a avut în jur de 30 de kilometri de la București la Budești. Ulterior s-a continuat. În 1910, în 15 octombrie 1910, s-a deschis toată linia din București până în Oltenița. A devenit trenul ca mijloc de transport și ca legătură zilnică între București și Oltenița. Linia continua să funcționează și astăzi, evenimente notabile fiind o linie secundară, mai puțin cunoscută, importantă numai pentru comunitatea locală, n-a avut așa evenimente notabile sau o istorie marcată de lucruri care să fie așa, wow, să aibă un stil de notorietate. Dar, cum vă spuneam, ea a fost foarte importantă pentru comunitatea locală și a reprezentat și reprezintă și astăzi legătura zilnică. Chiar uite, în spatele meu puteți vedea stilul de transport, așa un străbunic al transportului multimodal, cum oamenii vin, își lasă bicicletele în fața gării, se urcă în tren, se duc către București unde au treabă, seara se întorc de la servici și își găsesc bicicleta aici și o iau și se duc înapoi acasă. Despre gara, așa, ce se mai poate spune? Până în 1975 au funcționat trenuri mici, trenuri 5-6 vagoane remorcate de locomotive cu abur. În 1975, odată cu apariția locomotivelor diesel fabricate la celebrele uzine 23 august din București, sistemul de tracțiune s-a schimbat, locomotivele cu abur au început încet să fie scoase din uz, s-au înlocuit cu trenuri remorcate de locomotive diesel. După anii 2000, când linia a fost privatizată, s-a transformat într-o poveste de succes din punct de vedere al privatizărilor feroviare, au apărut aceste automotoare diesel care circulă și astăzi zi de zi și sunt, practic, reprezintă punctul de, să zicem așa, de prezent al liniei. Vedeți, gara în sine este păstrată cât de cât original, n-a suferit modificări de-a lungul anilor. Din punct de vedere așa arhitectonic, putem zice că reprezintă chiar un muzeu în aer liber, pentru că în mod surprinzător n-a fost afectată nici de cutremure, nici de bombardamente din 1944, a rămas cam cum arăta ea la 1910, când s-a inaugurat. Și în timp ce ne plimbăm pe peronul gării și ne îndreptăm așa către poarta de intrare în oraș, către bulevardul principal care se deschide din piața gării, iată ce vedem în fața ochilor, un canton care ca arhitectură a rămas exact neschimbat cum arăta el în 1910, și mi-am adus aminte o întâmplare petrecută undeva în zona Craiovei, la unul dintre aceste cantoane. Ce erau de fapt aceste cantoane? Erau mici locuințe pentru personalul căii ferate care supraveghea zi de zi traficul. Avea un angajat numit cantonier. Întâmplarea de care vă povesteam, care s-a întâmplat undeva în zona Craiovei, într-un astfel de canton, în fața cantonului care era situat la intrare pe un pod, într-o zi, într-o dimineață, s-a rupt o șină. Fetița cantonierului, care era în
clădire, se juca în fața casei, avea ceva de genul 90 ani, a văzut acea șină ruptă, a alergat pe linie cam 700 de metri, asta era distanța de frânare a unui tren, știa că urma să vină un tren accelerat și a dat seama că dacă trenul ar trece pe acea șină se putea întâmpla o catastrofă și a scos băzmăluța din cap, știa de la tatăl său semnalul de oprire a trenului, era fluturat acea băzmăluță, mecanicul a văzut-o, a oprit, a reușit să oprească trenul, s-a evitat o catastrofă. Cert este că întâmplarea a depășit foarte rapid granițele micii comunități, a ajuns la urechile directorului Căilor Ferate. Fetița a fost chemată la București, a fost premiată, întâmplarea a fost difuzată în toate periodicele Căilor Ferate și cumva s-a permanentizat, așa a rămas în istoria feroviară, ca ce se poate întâmpla și ce înseamnă un copil născut, crescut la canton care știa tipicul și mersul lucrurilor în calea ferată. Ca și multe alte orașe din România, și Oltenița are un monument închinat memoriei ostașilor căzuți în primul război mondial. O statuie a cărei idee de construcție a apărut în 1926, care în acea perioadă a fost subiectul unor vii discuții despre locul în care o amplasăm, unde s-o pună, dacă e mai bine să fie în parcul central al orașului, dacă e mai bine să fie în această piațetă. Până la urmă, după câțiva ani de discuții și de colectă publică în care s-au strâns diverse donații, diverse sume de bani pentru construcția acestui monument, ideea a început să fie concretizată în 24 iunie 1929, când practic s-a pus piatra de temelie a monumentului. S-a finalizat destul de repede, într-un an de zile, fiind inaugurat în 29 iunie 1930. Grupul statuar, după cum îl vedeți, înfățișează un soldat în ținută de campanie, care arată cu mâna direcția de atac. Arma, după cum vedeți, o ține în poziția anumită în cumpănire. Era o poziție din regulamentul militar pentru soldații aflați în garda unui monument sau unui obiectiv. Lângă el este această zei personificare, personaj feminin, personificarea zeiței Victoria, care practic suflă în acea goarnă și ține în mână coroana de lauri. Pe plăcile laterale pe care le vedeți pe monument sunt înscrise numele a 166 de eroi ai localității căzuți în primul război mondial. Foarte interesante sunt și bazoreliefurile de la baza monumentului cu stema istorică a Muntenii, acel zimbru cu stea, cu acel coif roman care cumva vrea să simbolizeze apartenența orașului și faptul că în antichitate pe aceste locuri se pare că a existat și o cetate romană. Monumentul este și astăzi unul dintre punctele centrale ale orașului, un loc foarte cunoscut de olteniți. Adică, cred că nu există locuitor pe care să îl întreb unde e monumentul eroilor din 1916 să nu știe să te direcționeze către el. În spatele lui vedem și teatrul orașului, o clădire construită tot așa în perioada interbelică, care a funcționat în toată perioada anilor 50-60 până în anii 90. La momentul actual văd că este închisă, abandonată, ar putea avea o nouă tinerețe, cumva ar putea fi restaurată și s-ar putea da o funcționalitate, cel puțin în opinia mea, ar putea servi oricând ca un centru cultural, ca un spațiu în care să se întâmple ceva, să nu fie lăsat așa în uitare cum este în prezent. În afară de monumentul pe care tocmai l-am văzut, cel dedicat eroilor din primul război mondial, Oltenița mai are încă un monument dedicat de această dată soldaților ruși care au murit aici în timpul războiului Crimei. Război al Crimeei pe care, paradoxal, toată lumea îl asociază cu teritoriul Ucrainei de astăzi, cu peninsula Crimea, dar care și-a avut prima bătălie și începutul pe locurile pe care astăzi se află orașul Oltenița. Ce s-a întâmplat? În 1853, în primăvara anului 1853, pe locurile pe care astăzi se află orașul Oltenița, chiar pe malul Dunării,
Au fost aduse mai multe unități ale armatei ruse, după cum se și vede în alfabetul chirilic de pe monument. A fost adusă o brigadă de cavalerie, 6 escadroane de cavalerie, o brigadă de infanterie, toate comandate de un general rus, generalul Pavlov. Pe malul Dunării, tot în zona de confluență între Argeș și Dunăre, a fost instalat un pichet, un mic post de graniță de soldați cazaci, de cavalerie, practic. Erau militari care luptau pe cai, celebri cazaci. Timp de câteva luni, toate luptele s-au rezumat așa, la tatonări în care otomanii de pe malul drept al Dunării practic se monitorizau mișcările trupelor ruse, de pe malul stâng al Dunării rușii monitorizau mișcările inamicului ale otomanilor, dar nu s-au întâmplat acțiuni de încercări de trecere sau lupte propriu-zise. Până în toamnă, în 22 octombrie 1853, când în mod surprinzător otomanii trec Dunărea, atacă acest punct, acest pichet de grăniciere, are loc o luptă foarte, foarte violentă, o luptă corp la corp cu săbii, cu baionete. Cad câteva sute de militari de ambele părți, și otomani și ruși. Inițial otomanii au un succes așa, timp de jumătate de zi reușesc să ocupe acest punct, doar ca în ziua următoare să fie aruncați înapoi peste Dunăre. Se termină lupta. Ulterior, familiile militarilor morți în această luptă fac o colectă, strâng bani și hotărăsc să ridice un monument. Un monument care inițial a avut o singură cruce, cea pe care o vedeți în partea stângă. În partea dreaptă, după 1877, după luptele din războiul de independență, îi se adaugă cea de-a doua cruce. Monumentul practic capătă o semnificație mai amplă, cinstește cumva și memoria militarilor ruși căzuți pe locul pe care astăzi se află orașul în timpul războiului de independență. Rămâne ca un punct de atracție, toată lumea din oraș îl cunoaște. În perioada comunistă suferă niște alterări, îi se demontează cele două cruci, sunt ulterior reinstalate după 1990, dacă mi-aduc bine aminte, în 2004-2008, când tot monumentul a fost refăcut, sau au fost repuse cele două cruci, se și vede că marmura are o culoare diferită, sunt un pic diferite față de restul monumentului. Cam asta ar fi foarte pe scurt povestea lui. Imediat vom merge să vedem și biserica de lângă monument și practic vom vedea că dacă Bucureștiul are acel monument care marchează kilometru zero al orașului, și Oltenița are un punct. Lângă monument găsim primul lăcaș de cult din orașul Oltenița și practic cea mai importantă biserică din actuala localitate, care apare menționată în documente încă din secolul XVIII, când se spune că micul sat de pe vremea aceea, care avea 94 de gospodării în care locuiau 408 oameni, exista o biserică distrusă de turci în 1810, reconstruită din temelii în 1846, după cum citează documentele de epocă, în zilele preanălțatului nostru domn Gheorghe Bibescu Voivod și a preasfântului părintelui nostru mitropolit Neofit, astăzi Leat, 1846, mai 28, o biserică care însă s-a ruinat și ea a fost demolată în final în 1934, iar pe locul ei s-a construit actualul lăcaș de cult, realizat între 1934-1937, cu hramul Sfântului Nicolae. Construcție proiectată de arhitecta Henrietta de la Vrancea Ghibori, nimeni alta decât fiica marelui scriitor Barbu Ștefănescu de la Vrancea. De ce este importantă biserica pentru istoria localității? Pentru că în pridvorul său se găsește o cruce de marmură pe care sunt transcrise cele două tranzacții încheiate în 1852 de Epitropia Oltenițenilor și în 1856-8, pe 16 februarie, de către magistratul noului oraș, tranzacții încheiate cu prințul domnitor Alexandru Ghica, practic s-a cumpărat terenul pe care s-a înființat actuala localitate.
În pronaosul bisericii există și un bump de oțel care marchează kilometru zero al orașului, iar în curtea bisericii găsim mormântul primului primar al Olteniței, Ioan Matache, pe care toți localnicii îl cunoșteau sub porecla de Tache Magistratul. Era magistrat și era cumva rămas ca un personaj în istoria localității. Vedeți și un monument care datează din 1866, păstrat, foarte, foarte bine conservat. Haideți să intrăm un pic și în biserică, deși suntem la ceasul slujbei, ca să vedem crucea despre care v-am povestit și practic locul de unde marchează kilometru zero al orașului. Dacă București are un monument dedicat kilometrului zero, iată că și Oltenița are acel bump de oțel care marchează practic locul de pe care s-a născut localitatea. Iată crucea despre care vă povesteam și cele două texte care marchează practic cele două tranzacții prin care s-a cumpărat terenul pe care s-a înființat fondarea acestui oraș Oltenița. Aici se pare că exista și o referire la Casa Regală, fiind anul 1872, care a fost ștearsă în perioada comunistă. Iar aici, dacă ne uităm, acel bump de oțel de care vă povesteam, acesta ar fi kilometru zero, punctul din care a început Oltenița de astăzi. Este printre puținele orașe în care am văzut acest tranzacție, acest document cumva pus în piatră. În general, în celelalte orașe găsești un document istoric, găsești un Hristof Domnesc, aici este prima dată când vezi această tranzacție săpată în piatră. Dacă cartierele din București au fiecare câte un mall sau un complex comercial, iată că și Oltenița are un așa numit mall, piața centrală a orașului, o construcție care datează din perioada interbelică și care s-a schimbat oarecum în anii socialismului, în care și astăzi găsim așa un pol al comerțului din Olteniță și găsim chiar cele mai interesante denumiri așa și firme din oraș. Uite, un magazin de pescuiți și vânătoare cu un nume foarte sugestiv la Râma și Cartușul, Carmangeria la Finu, Pescăria, care iar are un nume foarte, foarte sugestiv. Pe latura dinspre strada pieței mai găsim încă două magazine, tot așa cu firme ingenioase, cu nume care produc hilaritate și care au rămas așa în memoria localnicilor și în memoria orașului contemporan. Adică dacă vin Oltenița și întreb, domne, unde e pescăria, așa, toată lumea zice, păi du-te la Carasul Neastâmpărat. La fel, dacă întreb unde e magazin așa mai de mărfuri generale, toată lumea zice, păi du-te la Socrelu. Sau dacă ai nevoie de gheață, să-ți răcești o sticlă de bere, o ceva, toată lumea zice, păi du-te la pește, dar ia de la Moș Gerilă. Foarte, foarte aproape există și încă se păstrează în oraș și chiar vedeți cum am ajuns într-o zi de duminică, e foarte animată piața orașului. Am ajuns în cea mai nouă biserică din Oltenița, un locaș de cult care paradoxal n-are nicio legătură cu zona în care se află, cu sudul Munteniei. A fost darul unui arhitect străin pentru comunitatea locală din Oltenița. Arhitectul respectiv, venind și locuind o perioadă în Oltenița, s-a gândit să lase ceva ca un dar comunității locale. Le-a proiectat și le-a creat această biserică, o biserică care reunește elemente din trei provincii. Se află în Muntenia, în sudul Munteniei, aproape de malul Dunării,
Este construită într-un stil arhitectonic apropiat de bisericile din Moldova și realizată din lemn, ceea ce ne duce la ideea de bisericile de lemn din Maramureș. A fost exact dorința arhitectului de a crea un tot unitar care să reunească elemente din toate cele trei provincii istorice. Venim către periferia Olteniței, am ajuns pe malul Dunării, în portul micului oraș. Avem, în drumul nostru am întâlnit vechea gară portoare și cu magazia de mărfuri de lângă ea. Astăzi sunt proprietate privată, nu mai sunt folosite. Din ce mi-aduc aminte, sunt în curtea silozului din localitate. Hai să mergem către malul Dunării, către practic un loc încărcat de istorie în care a fost finalul bătăliei de la Turtucaia, celebrei bătălii din primul război mondial. O să vedeți imediat în momentul în care ajungem pe malul Dunării, unde avem și o priveliște frumoasă, se vede tot malul bulgăresc și orașul omonim de pe malul bulgăresc Turtucaia și vom detalia un pic ce s-a întâmplat aici în 1916, în toamna anului 1916, când practic 2000 de oameni și-au găsit scăparea traversând Dunărea din Turtucaia către Olteniță. Adică suntem pe niște locuri încărcate de istorie, unde o să intrăm un pic și în istoria localității. Practic o să vedem de unde a început Oltenița, cum a ajuns orașul de astăzi. În spate avem orașul omonim de pe malul bulgăresc, Turtucaia. Practic, ce vă spuneam, locurile astea sunt încărcate de istorie. Aici a avut loc între 31 august 1916 și 6 septembrie 1916, în Turtucaia a fost garnizoana română, a avut loc celebra bătălie de la Turtucaia, care, în mod paradoxal pentru noi, a fost una dintre cele mai mari înfrângeri ale armatei române din primul război mondial. Însă, de ce spuneam că sunt niște locuri încărcate de istorie? Pentru că 2000 de oameni din garnizoana de la Turtucaia și-au găsit scăparea traversând Dunărea și, practic, au ajuns pe locurile unde astăzi se înalță portul din Oltenița. A fost felul în care au reușit să-și scape viața. Cel mai din istoriografia română s-a scris foarte mult despre această bătălie de la Turtucaia. Cel mai sugestiv cred că ar fi două citate din cartea istoricului Constantin Chirițescu, apărută în anii 1925-1927, care descriu foarte plastic modul în care s-a făcut această retragere de la Turtucaia. Chiar le-am consultat înainte de a face această filmare și îmi permit să citesc din volumul despre care vă spuneam. Textul spune așa: malul Dunării se umple din ce în ce de mulțimea soldaților care și-au părăsit pozițiile și-și caută aici scăparea. Se petrec scene de un dramatism sfâșietor. O mare de capete se întinde pe mal cât vezi cu ochii. Un singur gând îi însuflețește pe toți: fuga! Dincolo, adică exact pe locurile pe care ne aflăm astăzi, e malul românesc. Acolo e scăparea. Dar fluviul, după cum puteți vedea, e lat la mijloc. Nu există pod peste Dunăre, iar puținele pontoane sau plute care slujiseră la transportul ajutoarelor trecuseră la malul opus, adică malul românesc, tixite cu răniții evacuați și cu cei din tâi sosiți pe mal. Era vorba de plaja de pe malul bulgăresc. O luptă sălbatică se dă împrejurul puținelor bărci, cele mai multe sparte ori găurite, până ce barca rău astupată pornește greoi înțesată de oameni și plină de apă. Dunărea înfățișează o priveliște neobișnuită, în total contrast cu calmul de astăzi, plină de ambarcații de tot felul și de oameni luptând din greu cu valurile, singuri sau sprijiniți de câte un buștean, de câte o ladă, de câte o ușă, luați de curent, răsturnați, loviți de șrapnelele ce se spărgeau deasupra apei, câți oare pot să ajungă pe malul Salvator din față? Asta ar fi în felul în care a fost reflectată în lucrarea istoricului Constantin Chirițescu, care, în opinia mea, și astăzi, după 8 decenii de când a fost scrisă, rămâne una dintre cele mai bune și cele mai complete cărți de istoria primului război mondial. Ce vă spuneam din garnizoana de la Turtucaia, în 1916, practic, în timpul luptei au pierit cam 6.000 de soldați și 160 de ofițeri.
Alți 480 de ofițeri și 28.000 de soldați au fost luați prizonieri, iar din încercuri au reușit să scape doar 3.500 de militari, dintre care 2.000 au reușit să treacă Dunărea, practic să ajungă pe malul românesc. Foarte mulți au pierit în timpul acestei încercări de a trece fluviul, vă dați seama, s-au unecat chiar și Oltenița, vedeți, Turtucaia, având cumva o poziție privilegiată, fiind pe o zonă colinară mai ridicată peste nivelul orașului, s-au instalat bateriile de artilerie bulgare și chiar Oltenița a fost bombardată. S-a tras cu tunurile de pe malul bulgăresc, o să povestim, în centrul orașului, turnul de apă, castelul de apă al Morii, a reprezentat un punct de reper, fiind la acea vreme cea mai înaltă clădire din oraș, a fost ținta perfectă pentru artileria bulgară în bombardamente și practic a fost folosit ca un punct de reper. De aia din Oltenița puține clădiri au supraviețuit primului război mondial. În al doilea război mondial orașul n-a avut de suferit, fiind și lipsit de importanță militară sau strategică. Ce ar fi foarte interesant așa de menționat despre geografia locului este faptul că Oltenița și Turtucaia sunt una din perechile de localități omonime de pe malul Dunării, existând perechea numită Turnul Măgurele cu Nicopole, chiar și în Serbia Turnul Severin cu Kladovo, și mergând către zona României este acea pereche Giurgen cu Vadul Oii, Brăila cu Galațiu. Cam asta ar fi foarte, foarte pe scurt istoria locurilor pe care ne aflăm și de ce sunt așa. La prima vedere poate pare un loc lipsit de importanță, dar merită menționat din punct de vedere istoric. Plimbându-ne pe malul Dunării, am plecat din dreptul ultimului vapor, practic din dreptul punctului de trecere a frontierei, micii căsuțe în care se află postul de poliție de frontieră. Ne-am purtat pașii un pic pe malul Dunării și în spatele nostru vedem platforma de beton pe care ar fi trebuit să se construiască partea dinspre Dunăre a portului de la Oltenița. Ce era acest port de la Oltenița? Era practic punctul final al celebrului proiect al canalului București-Dunăre, legătura între Argeș și Dunăre, practic ideea de a transforma București într-un fel de port comercial și a lega cu Dunărea. Primele discuții despre acest proiect au apărut undeva în timpul domnitorului Alexandru Iancuza. Cele mai vechi documente pe care le-am găsit despre acest proiect datează undeva din 1864, când, cum vă spuneam, domnitorul Cuza primește scrisoarea unor investitori francezi care doreau să canalizeze Dâmbovița și să realizeze chiar un port la Dunăre. Să navigheze, cumva, spun documentele, de la București și chiar mai sus către Oltenița, să înființeze o companie de transport fluvial. Toată ideea prinde contur, se naște chiar un proiect, se creează toate desenele tehnice în 1880 de către celebrul inginer Nicolae Cucu. Proiectul rămâne cumva în arhive, în așteptare, până în perioada interbelică. În perioada interbelică se votează chiar în Parlament o lege pentru punerea în practică a acestui proiect. În baza acestei legi, inginerul Dorin Pavel realizează un amplu studiu tehnic care din nou ajunge document de arhivă, pentru că proiectul este abandonat din nou pentru jumătate de secol. Se reia în 1984, după inaugurarea canalului Dunăre-Marea Neagră. Încep iar lucrările cu o fervoare, se lucrează câțiva ani în perioada 84 până în 1989 la Revoluție. După Revoluție, ulterior, tot proiectul este abandonat, rămâne în continuare în arhive. Chiar anii trecuți s-a discutat din nou reluarea, reconstrucția canalului cu un investitor chinez. Din nou, ideea nu s-a concretizat. A rămas așa, ca un studiu, ca o idee de ce s-ar putea face un potențial și turistic și economic de dezvoltare a zonei, dar care din păcate nu s-a concretizat până în prezent. Din punct de vedere tehnic, ce ar mai fi de menționat așa despre,
despre acest proiect, trebuia să aibă 73 de kilometri, să aibă o lățime de 80 de metri și urmau să funcționeze pe traseul acestui canal 4 ecluze și 3 porturi, 2 în București, unul în nordul Bucureștiului, la comuna 1 decembrie, celălalt în partea de sud, la Glina, și la Oltenița trebuia să fie portul practic de transbordare între Dunăre și acest canal, care trebuia să aibă două părți, una pe care o vedeți în spatele meu, acest chei care s-a construit pe malul Dunării, și cealaltă pe care o vedea în scurt timp pe gura de vărsare a Argeșului, este, din punct de vedere tehnic, se află pe Argeș. În drumul nostru pe malul Dunării am întâlnit un alt canton, o dovadă a faptului că în zone existau vechile căi ferate care deserveau odinioară portul de la Oltenița. Din păcate, fiind într-o zonă periferică a orașului, practic abandonat, uitat cu totul de lume, n-a avut soarta fericită pe care a avut-o clădirea pe care, cantonul pe care l-ați văzut în gara din Oltenița, care, cum ați putut vine vedea pe filmare, era păstrat exact ca în 1910, când a fost inaugurat. Din păcate, el, la momentul actual, vedeți, e abandonat, cresc copaci în el, s-a prăbușit acoperișul, dar este o urmă care ne spune că în zona au existat căi ferate și că erau fostele linii care deserveau portul. Cum vă povesteam în port despre proiectul canalului București-Dunăre și vă spuneam că trebuia să includă 4 ecluze, iată una dintre cele 4 ecluze, practic ecluza de ieșire din canal spre Dunăre. În spate, unde este acea linie de pomi, există cotul râului Argeș, iar în locul pe care îl vedeți, aici trebuia să fie tot portul, bazinul ecluzei. Practic aici trebuia să fie totul inundat. Ce se vede acolo, micul lac, este apa adunată din ploi, din topirea zăpezilor. A rămas așa, ca un mic lac, digul ăla de pământ trebuia la un moment dat să fie înlăturat, practic aici trebuia să fie ca un râu. Nu s-a mai continuat, au început lucrările, toate betoanele pe care le vedeți sunt turnate în anii 80, după 1989 nu s-a mai făcut nimic, a rămas totul așa, abandonat într-un semiproiect, într-o stare de, oficial ai zice, în conservare. Dar asta înseamnă conservare. Practic, singura folosință pe care o are și pe care am văzut-o chiar și în tururile pe care le fac astăvară, copiii din Oltenița vin și se urcă pe acele betoane și sar în lac, vin și se scaldă. Iar în zonă mai vin localnicii la pescuit, la o plajă, la un grătar așa pe malul Dunării. Cam asta e singura utilizare pe care o are zona în prezent. Plimbându-ne de pe malul Dunării, am revenit în oraș, practic în centru așa al Olteniței, în apropierea parcului, care poartă un nume foarte sugestiv. Dacă ai venit în Oltenița și ai întrebat care e parcul central, puțină lume ar ști să-ți spună. Dar dacă vii și întrebi care e parcul la 9 luni, cred că toată lumea știe să te direcționeze. În zonă, exact în spatele nostru, avem, după cum vedeți, moara, fosta moară, sau societatea comercială Dunărea, cum s-a numit în perioada anilor 50-60. E o clădire apărută în 1913, care toată perioada interbelică a fost principala industrie din oraș. Ulterior, în anii 50-60, s-au deschis șantierul naval, s-a deschis turnătoria, s-a deschis filatura, practic partea așa industrială a orașului s-a schimbat, e așa pierdut cumva importanța, dar astăzi însăși faptul că mai e în picioare, e totuși conservată, ar putea fi oricând un monument de arhitectură de perioadă interbelică. În spate, iară, vedeți turnul de apă al orașului, ridicat la începutul secolului 20, după alte surse, chiar în 1913, în același timp cu moara, care, în mod paradoxal, în 1916, în timpul primului război mondial, era cea mai înaltă clădire din oraș. Înălțimea asta cumva i-a adus și o soartă destul de potrivnică, pentru că
a reprezentat cel mai bun reper pentru bateriile de artilerie bulgare de pe malul din Turtucaia și a fost, practic, orașul a fost bombardat luându-se ca țintă turnul de apă. În perioada comunistă, clădirea a fost reconvertită, în interiorul său la etaj exista un restaurant care a funcționat timp de mai multe zeci de ani. Din 2007 a fost renovată și folosită ca muzeu de artă al orașului, chiar și în momentul de față. În spațiu cultural, în zone, se fac expoziții. Din păcate, întotdeauna este, în timpul weekendului, nu prea e deschis, cel puțin în tururile mele, niciodată nu l-am prins deschis. Dacă în București avem centru veche al orașului, așa ca arteră pietonală, uite că și în Oltenița găsim o stradă pietonală, un fel de corso al orașului, pe care vă invit să facem câțiva pași. Este paradoxal o zonă care combină așa o parte din clădirile vechi păstrate din perioada interbelică, mascate de blocurile moderne, dar e, după cum vă spuneam, e cam centrul orașului. Dacă vrei să faci o plimbare în Oltenița într-o zi de weekend, cam asta e cea mai cunoscută arteră pietonală din oraș. Plimbându-ne pe arteria pietonală din Oltenița, cum vă ziceam, pe corsoul Olteniței, între blocurile moderne găsim și o clădire, una dintre puținele clădiri care au supraviețuit în zonă din perioada interbelică, o casă numită Casa Bărbulescu, ridicată undeva în anii 20, într-un stil neoromânesc, care se păstrează și în perioada anilor 60-70, era un fel de palat al pionierilor. Vedeți că pe ușă s-a și păstrat semnul de Casa Creației. Iar foarte, foarte aproape de ea, dacă ne întoarcem vis-a-vis, pe partea cealaltă a străzii, din care am parcurs cam 350 din cei 400 de metri cât are această arteră pietonală, găsim o clădire ridicată chiar la începutul secolului 20, chiar în 1900, după cum spun documentele de arhivă, așa numitul Hotel Victoria, care în toată perioada interbelică și chiar și în anii comunismului a fost punctul principal al orașului și principala unitate de cazare din oraș, hotel al orașului. După cum vedeți, își păstrează și astăzi funcția de locuire la etaj, fiind mici locuințe, mici apartamente, iar la parter prăvălii. Chiar mi-aduc aminte, am avut unul dintre participanții la turele mele care îmi spunea că în anii 70, fiind trimis cu serviciu lucrând la turnătoria de metale din Oltenița, a avut un mic apartament de serviciu în această clădire și chiar îmi povestea că în anii aceia era un fel de privilegiu totuși să locuiești într-o clădire de la 1900 păstrată. Era considerat un fel de norocos având apartament chiar în centrul orașului. Foarte aproape, la ieșirea de pe această stradă, foarte aproape este și ultimul punct din turul nostru, Muzeul Civilizației Gumelnița. Dar până să ajungem acolo, mi-am adus aminte un amănunt interesant din istoria Olteniței, pe care nu-l putem părăsi ca oraș fără să-l menționăm. Faptul că această localitate a dat țării unul dintre primii săi președinți de după 1989, pe Ion Iliescu, și chiar în oraș există o stradă care poartă numele tatălui său, Alexandru Iliescu, familia fiind, rămânând destul de celebră în istoria locală a Olteniței. Iată cum mai facem câțiva pași prin zona centrală a orașului și ajungem, cum vă spuneam, la ultima clădire mai importantă și la ultimul punct important așa din turul nostru, clădirea în care se află astăzi Muzeul Civilizației Gumelnița, înființat în 1957, cu exponate provenite din donația făcută de contabilul Barbu Ionescu, cel care a lăsat patrimoniului orașului 902 piese arheologice, personalitate care avea să fie și primul director al muzeului găzduit în clădirea pe care o vedeți în fața noastră. Astăzi, în patrimoniul muzeului se regăsesc 15.000 de obiecte,
O parte din ele fiind expuse în această clădire ridicată în 1926, se și vede după planurile arhitectului Ion Cernescu și care în perioada interbelică a servit ca un fel de loc de organizare al evenimentelor culturale. Se țineau serate, se țineau tot felul de întâlniri literare. În perioada comunistă după 1945, utilizarea sa s-a schimbat radical. A servit temporar ca loc pentru filiala Băncii Naționale din localitate, ulterior a fost folosită de Sfatul Popular al Olteniței, iar după 1957, cum vă spuneam, a devenit muzeu, funcție pe care și-o păstrează și astăzi, vedeți, în ea găzduiește Muzeul Civilizației Gumelnița. Iar nu putem să părăsim Oltenița fără să povestim ceva și despre istoria sa și de unde vine această denumire de Oltenița, pentru că specialiștii muzeului și istoricii din oraș au trei variante principale. O variantă etimologică care spune că această denumire de Oltenița ar fi o transliterație a cuvântului Odveldelnița din limba slavă, care ar însemna piatră de hotar. Și fiind acel hotar între moșile despre care vă povesteam la biserica din oraș, s-ar fi preluat această denumire de piatră de hotar și de la cuvântul slav Odvedelnița s-ar fi ajuns la actuala denumire Oltenița. Mai este o variantă, o frumoasă legendă locală care spune că în oraș exista un cârciumar oltean numit Niță, care venea în centrul orașului și striga cumva denumirea firmei Oltean-Niță, cumva trageți la Oltean-Niță având și un fel de han. Și de aici, de la această cumva frază, Oltean-Niță, s-a ajuns la denumirea actuală de Olteniță. Este și varianta istorică care spune că pe locurile foarte apropiate de locul unde astăzi se află orașul, exista o cetate numită Daphne, o cetate din perioada romană, și de la această denumire, practic, în urma descoperirilor arheologice făcute în anii 50, s-a ajuns la ideea că ar fi fost prima menționare a locului pe care astăzi se află Oltenița. Petrecând ultimele clipe din turul nostru duminical în orașul Oltenița, suntem în parcul central al orașului și mi-am adus aminte o interesantă anecdotă locală, așa, cu iz de povestioare din perioada interbelică despre denumirea acestui parc. Adică dacă ai fi venit în anii 20-30 în Oltenița și ai fi întrebat unde este parcul central, practic partea veche a acestui parc, poate puțin dintre localnici ar fi știut să te direcționeze exact, ai fi fost direcționat în jurul monumentului pe care l-ați văzut închinat soldaților căzuți în primul război mondial. În schimb, dacă veneai ca un călător din afară și întrebai în Oltenița unde e parcul la 9 luni, toată lumea te direcționa exact în locul în care ne aflăm acum. De ce se numea la 9 luni și de unde e această poveste rămasă ca o anecdotă locală? Parcul ăsta era cumva locul de promenadă al tinerilor din Oltenița. Aici cam debutau toate întâlnirile din oraș. Între tineri, întâlniri care unele dintre ele după 9 luni se terminau cu o mică surpriză. Astea fiind zise, parcul a fost practic ultimul dintre obiectivele din turul nostru de astăzi, în care ne-am plimbat prin Oltenița, în care sper că v-a atras plimbarea noastră duminicală printr-un mic orășel de pe malul Dunării. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm să urmăriți și celelalte materiale pe care le vom realiza, pentru că, după cum v-am spus, orice oraș din țară poate avea o poveste cel puțin la fel de fascinantă ca cea pe care am prezentat-o astăzi în Olteniță.